Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Înainte să începem antrenamentul nostru de astăzi, vreau să vă reamintesc că pe site-ul meu, cristinazavarski.com, găsiți programele cu antrenamente pentru 30 de zile sau 40 de zile în funcție de programul ales. Pe site puteți să găsiți programe și pentru un abdomen plat, și pentru fese, picioare, pentru tot corpul, pentru slăbire. Puteți să alegeți programul care vi se potrivește cel mai bine. Tot acolo pe site puteți să găsiți și rezultatele persoanelor care se antrenează după programele mele și credeți-mă, rezultatele lor sunt absolut minunate. Hai și tu în echipa mea! Iar acum să trecem la treabă! Pentru acest exercițiu eu o să folosesc două gantere, fiecare gantere are 1,5 kg. Dacă cumva nu aveți gantere, nu este nicio problemă, puteți să folosiți două sticle mici cu apă. Dacă nu aveți nici sticle cu apă, puteți să faceți fără greutăți, însă să știți că cu greutăți exercițiul este mult, mult mai intens. Așadar, facem o genuflexiune, apoi ridicăm mâinile. Picioarele sunt un pic îndepărtate și acum ne înclinăm în partea dreaptă, revenim. În partea stângă, revenim. Când faceți acest exercițiu, este foarte important ca bazinul vostru să rămână în aceeași poziție, deci nu îl duceți ban stânga, ban dreaptă. Bazinul rămâne în aceeași poziție. Începem! Picioarele sunt un pic îndepărtate și acum aducem împreună mâna dreaptă și piciorul drept. În mâna dreaptă am o gantere de 1,5 kg. Începem! Thank you.
schimbăm mâna și piciorul. Pe mâini și pe picioare, în fiecare mână eu am câte o gantără de 1,5 kg și acum ridicăm în același timp mâna dreaptă și piciorul stâng, apoi schimbăm mâna și piciorul. Stăm pe spate, ridicăm bazinul și acum în față. Ne relaxăm, picioarele la piept. Acest set de exerciții încă o dată.
dragii mei, acesta a fost antrenamentul nostru de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. M-aș bucura, după ce terminați acest antrenament, să-mi scrieți jos în comentarii am făcut antrenamentul. Să știu câți dintre voi vă antrenați împreună cu mine în fiecare zi. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Pa, pa!